Zic cu ghinion pentru un bărbat de 45 de ani din Roman. Acesta a murit zdrobit de tren duminică la ieșirea din stația CFR Roman. Polițiștii de la Poliția Transporturi Feroviare Roman au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns bărbatul de 45 de ani pe liniile de tren. Tragica întâmplare a avut loc duminică în jurul orei 19 la kilometrul 346 plus 600 de metri la ieșirea din stația CFR Roman. Legiștii au stabilit că victima avea multiple leziuni pe corp de la impactul cu locomotiva personalului 5402. Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga pentru necropsie. Cercetările continuă până la elucidarea morții bărbatului.